reduceri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii, Catena. Supercom SA, lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii, Catena. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii, Catena. Consiliul Județean Hunedoara organizează în perioada 28-31 iulie 2022 festivalul Opera Nights, 29 iulie Cavaleria Rusticana și Paiațe, Castelul Corvinilor Hunedoara, 30 iulie Rigoletto, Castelul Corvinilor Hunedoara și 31 iulie La Traviata, Curtea Interioară, Consiliul Județean Hunedoara. Opera Nights 2022, un regal de opera. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începe o nouă ediție emisiunii Sănătate pentru Trup și Suflet la Antena 3D. Vă mulțumesc dacă ați ales să ne urmăriți și astăzi. Despre exodul medicilor din România s-a discutat mult în ultimii ani. În timp ce mulți medici tineri aleg să plece din țară, invitatul ediției de astăzi, un specialist cu certificare europeană în cardiologie intervențională, a ales să se întoarcă în locurile natale. După 15 ani de experiență și de perfecționare în Germania, medicul născut în municipiul Brada a ales să se întoarcă acasă cu un plan pentru a reduce cât mai mult posibil decesul în rândul pacienților cu infart. Asta în condițiile în care în România la intervenția pe inimă au acces în timp util doar cei care locuiesc în preajma marilor centre universitare, iar pentru locuitorii județului Hunedoara, dar și a unor arii extinse din județele limitrofe, intervenția cardiologică făcută în timp util este aproape imposibilă. Ce viziune are invitatul ediției de astăzi? Cu ce soluții vine, ținând cont de experiența de un deceniu și jumătate în Germania? Vorbim și despre povestea dânsului de viață. Ne împărtășește detalii despre ceea ce a trăit în această perioadă în afara țării, dar și aici în România, cu ce planuri vine. Vă invit să-l cunoaștem în minutele următoare la Sănătate pentru Trup și Suflet, domnul dr. Dorin Călin Golcea, medic primar cardiolog la Spitalul Municipal dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara, competență în cardiologie intervențională. Mulțumesc, domnule doctor, e o plăcere să vă am alături. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc și eu. Haideți să luăm cu începutul. Cum ajunge un tânăr absolvent de medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, care termină cu media 10, lucru care se întâmpla în 2005, să devină medic rezident în Germania? Rezidențiatul în Germania este mult mai simplu, sau formalitățile sunt mai simple. Condiția sine qua non e să știi limba. Nu există un sistem de examen de rezidențiat cu 200 de grile și cu un barem în funcție de ce punctaj ia un medic, prin de ce specializare rămâne, și asta consider eu a fi o chestiune nu neapărat inteligentă, dar asta este rezidențiatul, sistemul și la noi și cred că și în Franța.
și în cazul meu și am dat rezidențiatul și cu nota mea puteam să iau neuropsiatrie și mai niște specialități și specializări și m-am hotărât să plec tocmai pentru că pentru a lua cardiologia trebuie să fii printre primii, trebuie să dai materii chirurgicale și medicale, chestii de care în mod normal nu te lovești și deci n-a fost sistemul îmbrățișat de mine. Nu mi-am imaginat vreodată să iau ce prind. Uh-huh. Pentru că îmi doream cardiologie. Dar de ce cardiologie? Și de ce cardiologie intervențională? În condițiile în care în 2005, acum pot să număr pe degete specialiștii, da. Intervenționiștii, da. Dar amit în 2005. Da, e o chestiune pur personală. Când aveam 3 ani, am fost găsit cu un suflu sistolic. Și medicul respectiv, un medic bătrân, cardiolog, i-a spus mamei mele că trebuie să-și găsească cumva o posibilitate să facă alt copil. Bine, na, medic de la țară. Și de atunci a umblat cu mine prin București, pe Spitalul Fundeni, la cardiologie pediatrică, în fiecare an la control, tot felul de chestiuni de astea și... Pe la 15 ani am aflat că s-a închis, nu știu ce auzea el acolo. Și de mic copil, mergând în Spitalul Fundeni, acum doctor Iliescu, îi vedeam pe toți medicii așa pe coridor și atunci exista deja. Cum vedea un copil de câțiva ani acei medici? Ca pe ce? Ca pe Dumnezeu. Și mă gândeam, de acolo plecam tot timpul la mare. Prima dată controlul la Fundeni și apoi la mare, că eram cu Dacia 1110, Dacia, tata miner, mama vânzătoare și făceam popas acolo de o zi, două la Fundeni, unde era controlat copilul, o dată pe an și eram în evidență specială. Și vă dați seama că chiar mă gândeam ca și copil, acum nu chiar la 3 ani, dar poate că la 5, 6, 7, până la, cred că până la vârsta de 18 ani am fost în evidență specială și când deja vedeam mai bine lucrurile și puteam un pic să judec, efectiv, mă simțeam în siguranță când eram acolo. Erau toți în jurul meu, studenți, rezidenți, profi, mai știu ce erau pe acolo. Mai cât un negru, eram tare impresionat. Medicii reușeau să insufle unui tânăr pacient sentimentul de siguranță. Da, erau salvatorii. Da, da, da. Și eu știam că sunt bolnav de inimă. Acum, na, dacă a zis ăla de la, nu contează unde, la noi acasă, trebuia să... Și au liniștit-o pe mama, au considerat că nu e nevoie de nicio intervenție, că o să crezi mare, că o să mă fac bine, că e tot în regulă. Și de acolo a început dragostea față de medicină, ca principiu și ce altceva decât cardiologie, având în vedere... Toți au poveste de asta când ies să-și aleagă o specializare, deci nu e întâmplător, zic eu. În afară de cei care își au cepin la rezidențiat, ceea ce eu n-aș putea. Sau cei care provin din familii unde părinții poate au exemplu. O tradiție și cumva continuă tradiția. Dar tata era miner, era dificil să aleg cardiologie. Și dintr-o familie, tatăl miner, mama vânzătoare, spuneați, o familie modestă din punct de vedere a posibilităților materiale, probabil a fost dificil, v-au ajutat să mergeți, să urmați această facultate în Timișoara, în centru universitar. Cum a fost perioada studenției? A fost o perioadă foarte frumoasă. Cum ați descrie-o? A fost o perioadă foarte frumoasă. O perioadă în care am învățat foarte mult, în care am învățat să mă descurc singur. Din punct de vedere financiar, mergeam în fiecare vacanță la lucru în Italia, în agricultură, la prieteni. Lucram 2 luni, după care veneam și aveam bani de cămin și de cheltuială și mai trimiteau părinții. Când cum reușeau și ei. Era un pic dificil cu cărțile, mai Xerox, mai internet, mai colegi, mai colege, dar a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă și facultatea din Timișoara pot să o recomand oricând. Deci modern, profi super fine, exemple de urmat, Pădurea Verde, stagiul la Pădurea Verde de jumătate de an, cred. Mers în gărzi benevol cu diferiți colegi care au rezidenți pentru a vedea la firul ierbii infarcte și reanimări și intervenții. Mă uitam prin geamul ăla și mă gândeam, oare o să fiu și eu vreodată acolo înăuntru să umblu cu sârma acolo și eu. Și, nu mi-aș imagina vreodată să fac altceva. Îmi doream mai mult decât orice pe lumea asta și de asta am hotărât să plec.
Haideți să vorbim puțin despre momentul în care ați hotărât să plecați. Se spunea la începutul discuției noastre, la începutul de emisiune, că despre exodul medicilor în statele mai dezvoltate, cu sisteme sanitare mai dezvoltate, s-a scris, s-a vorbit extrem de mult. Dar până la urmă, care e substanța, ce stă în spatele unei astfel de decizii și cum a venit ea în cazul dumneavoastră și de ce ați ales Germania mai ales? Încerc să rămân diplomat și să nu... așa să spun lucrurile simplu. Unii medici aleg străinătatea pentru comoditate, pentru infrastructură, pentru lifestyle, pentru salar și nu foarte mulți pentru a se specializa pe ceva anume, lucru pe care poate n-au reușit să-l facă aici sau n-au reușit să-l facă în același mod în care l-am făcut eu. Eu nu pot să fiu fals să spun că nu a fost ok să am un salar mai mare și că m-a deranjat să am un salar mai mare, deci, dar nu pentru asta am plecat. Era dorința mea foarte, foarte mare să fac cardiologie intervențională, știind că inițial trebuie să treci pe medicina internă, apoi cardiologie și undeva spre sfârșitul rezidențiatului, după ce ești specialist, reușești să intri în sală. Deci știam că e o chestiune care o să dureze cel puțin 15 ani și la care mă înham, dar avem exemple de alți colegi care erau în Germania deja și care făceau deja ecografii și ecografii transofagene și intrau la sală și intrau chiar la operații de pacemaker, aparatul la inimă, cum se zice, popular. Și decizia de a pleca în Germania a venit pentru că știam că acolo rezidențiatul este, adică să intri rezidențiat e mai simplu, dar e mai greu să-l termini. În Germania sunt medici rezidenți de 60 de ani. Deci acolo rezidențiatul nu e o fiță, nu e scris în frunte că vei deveni specialist, ești asistent arzt. Și nu e obligatoriu să devii specialist. Ei se bucură dacă nu devii. Păi faci treaba de jos în ghilimele. Și, adică lucruri pe secție. Asistența arts înseamnă arție medic și asistentul medicului, cum ar veni. Și e un sistem total diferit, nu există admitere în rezidențiat, există un examen foarte greu la Regierung von Oberbayern, guvernul Bayernului, să zicem, pentru aprobațiuni, pentru liberă practică, este germană medicală, e destul de dificil. Dar rezidențiatul pentru a-l începe trebuie trimis doar CV-ul și ce ai făcut până atunci. Ori ești acceptat, ori nu. Depinde câți concurenți sunt. În spitale mai micuțe, cu medicină internă și cardiologie, poate chiar fără cardiologie intervențională, e destul de ușor să fie acceptat. Lucru care l-am pățit și eu. Unde ați ajuns dumneavoastră? Bă, pentru că a venit decizia de a pleca în Germania, dar știați că mergeți la sigur într-o anume clinică, într-un anume spital. Nu știu dacă știați limba. Nu știam nici limba și am plecat cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, care acum este în Hamburg, medic specialist, pneumolog, și îl salut. Și am plecat pentru că aveam nevoie să fim doi pe drum, nu puteam să plec singur și ca să mă susțin am mers împreună, am mers într-un oraș, în Bad Reichenhall, la câțiva kilometri de Salzburg, la graniță cu Austria, unde am trimis niște mail-uri, am trimis în mai multe spitale din Germania pe care mi le scria un fost coleg din Timișoara. Eu îi spuneam în română ce vreau și îl scria și în germană. Da. Și nu, scria el mail-ul efectiv, nu înțelegeam nimic. Și în care și explicam în mail-ul respectiv că eu când ajung o să vorbesc engleză. Dar îl trimiteam în germană ca să fie clară treaba. Mă rog, încercări. Și am primit un răspuns pozitiv de la spital sau de la un șef, șef arț. Și în ianuarie, în 2, 3, 4 ani, nu mai știu exact, în 2008, am mers la Bad Reichenhall și e o chestie drăguță. Colegul meu a stat cu mine 3 zile în camera care mi-a dat-o ei. Am stat într-o parcare de tiruri de la 3 până la 7 dimineața. Așa de dimineața m-am schimbat acolo la minus 15 grade în Alpi, la cămașă și costum. Ca să intrați în... ce hotel? De unde hotel? N-aveam nici bani de sandwich-uri. Și el era deja medic rezident pe 400 de lei și bonuri, sau nu mai știu exact, 200 de euro cred că erau și bonuri, colegul meu. Și deci era destul de dificil și am ajuns la acest interviu, să zicem, ca și medic oaspete, gastarzt. Deci nu salar, nu masă, nu nimic. Și era ideea să stau 1, 2, 3 până învăț un pic limba și apoi să aplic pentru acel aprobațion. Și după ce mi-am condus colegul la autocar, la Salzburg, după 3 zile,
M-a întrebat așa foarte sus. Ești sigur că vrei să rămâi? Încă mai poți urca în autocar. Și am zis, nu, du-te tu. Și am plecat plângând. M-am trezit în orașul ăla singur. Nu înțelegeam pe nimeni ce vrea. Povestea românului plecat, care cumpără mâncare pentru câini, crezând că e pentru oameni sau, mă rog, mie nu mi s-a întâmplat că mai scria și în engleză. Și am stat acolo 9 luni, ca medic oaspete. Ce că înseamnă medic oaspete? Nu aveai voie să faci nimic, doar să te uiți. Nu aveai voie să atingi nimic, doar să privești. Doar să privești. Doar că în cazul meu, mai special, după câteva luni, cardiologul, șeful de la cardiologie a prins un pic de simpatie pentru faptul că eu nu sunt plătit. În Germania nu fi plătit e o crimă, de nu-și imaginează așa ceva și s-a informat un pic despre mine, m-a tot văzut că sunt la ECO, m-a văzut și după masa, când e el de gard, eu eram încă acolo și pentru ei e foarte important lucrul ăsta, prezent tot timpul dimineața și din simpatie m-a luat un pic mai sub aripa lui să învăț ecografii, să mai spunea un rezident sau altuite, doctorul Golcea, că nu-i plătit, e gastarț și tot timpul aici. Și dumneavoastră că sunteți plătiți, sunteți medic, aveți 3-4 mii de euro salariu, nu vă văd niciodată pe aici. După aceea îmi spuneți că nu știți ecografie. Deja făceam eco pentru secție și el venea doar să o parafeze. Eu nu puteam să parafez, că nu existam. Dar deja după 3 luni făceam toate ecografiile într-o zi întreagă. Și m-a ajutat foarte mult. Dar pe mai târziu. Dar ce era în mintea unui tânăr care avea nevoie materiale, avea dificultăți, avea speranța sau cumva se gândea la viitor, avea așa, încerca o perspectivă asupra ceea ce l-așteaptă Bine, în gândeam, anii următori. Mă gândeam că nu o să reușesc să ajung la cardiologie intervențională, vedeam cât de greu e începutul și eram efectiv visător, n-aveam laptop, n-aveam posteț, aveam un dicționar foarte mare de limbă germană, aveam un televizor, luasem un televizor și mă uitam la emisiuni în limba germană, la filme și când auzeam câte un cuvânt, mă uitam în dicționar și adormeam așa că pe piept, n-aveam nici telefon mobil, nu aveam, sau dacă aveam de ăla de nu smartphone, deci nu aveam cum să învăț cum e acum. Și după câteva am început să vorbesc cât de cât. Și ei erau foarte drăguți și mă ajutau. Mai în engleză, mai în germană. Medicii erau chiar alături de mine, asistenții și asistentele nu prea înțelegeau ce cu mine pe acolo, că nu vorbesc așa bine, dar nu i-am băgat în seamă. Eu știam care e visul meu. Am învățat foarte bine să fac ecografie. Am făcut peste 500 de ecografii de cord în 5 luni. Și când am simțit că pot să susțin acel examen de aprobațiune la Regierung von Oberbayern la München, m-am prezentat. Și am avut și acolo foarte... Eu am avut foarte mult noroc. Trebuie să vă spun că nu oricine merge în Germania și devine, nu știu ce, intervenționist. Dar asta nu pentru că eu sunt doctorul Golcea. Inclusiv aprobațiunul ăsta, în mod normal, nu trebuia să mi-l acorde, pentru că nu vorbeam germană așa cum trebuie. Dar am mers exact în ziua în care era Oktoberfestul. Și erau toți cu chestii în cap, cu tot felul de pușcători. Era o euforie generală. În interiorul guvernului Bayern. Și a fost așa o atmosferă faină și am discutat un pic, am avut un dialog și un pic de examen și am luat aprobațiune. Atestat de cardiolog intervenționist oferită Societatea Germană de Cardiologie. În Germania nu este atestat, e o diferență. În Germania este un certificat la care poți să aplici după ce ai minim 500 de intervenții cu stentare, 250 de angiografii diagnostice și eventual în structural heart disease, gen valve. Și ați aplicat pentru... Am aplicat pentru chestia asta după ce am făcut 2 ani, 2 ani jumate intensiv aceste intervenții și trebuie să le faci la clinici care sunt de către DGK, Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, care sunt, nu găsesc cuvântul, certificate. Deci cum e ANMSC aici, nu știu. Deci trebuia să aparțină. Nu poți să faci intervenții într-un spital care nu este care nu aparține. Nu este certificat la rândul. Să-i zicem certificat, rândul, da. Deci trebuia neapărat să fie un centru atestat. Care să... Da. Și cu atestatul ăsta, deci în mod normal, colegii mei și eu, înainte să-l am, noi făceam cateterisme, deci am ajuns la numărul de cateterisme făcute, cu toate că atestatul ăsta l-am primit în 2020 sau 2020, nu mai știu. Dar eu făceam din 2012. Doar că în clinică tot timpul este un șef sau cineva care are deja. Și ești sub tutela lui. Când ați primit acest atestat de cardiologul intervenționist, ce sentiment m-a încercat? A fost o încununare. L-am pus pe masă și mă uitam la el în timp ce mâncam. De ceva, nu se poate. Ce exact apogeul. Și asta nu presupune partea de structural heart disease. Asta a fost o chestie în plus care am făcut-o... Mitra Clip și ELA Occluder și alte intervenții și High Risk PCI, intervenții pe vase de sânge
foarte important, pentru că dacă deschizi un balon, se oprește circulația inimii pentru 30 de secunde, un minut, și poate să oprească și inima și mai ce să faci, că n-ai chirurg lângă tine. Și eram deja responsabil pentru high risk PCI, eram șef de secție și aveam o pompă, cea mică pompă din lume, se numește Impela, pe care o băgam în reticulul stâng și trăgea sânge, ca un hidrofor, cum au la țară oamenii, trăgea sânge din reticulul stâng și l-arunca în aortă și ușura inima, o lăsa... Putem să lucrez fără să ajungă în joc cardiogen pacientul. Un pic cam dificil de priceput, că nu există la noi. Dificil de priceput, de imaginat pentru noi, mai ales pentru la nivelul la care ne aflăm în România la momentul de față, dar dacă ar fi să socotiți în vieți omenești, cred că ar fi poate un impact mai puternic cumva. Cele mai multe infarcte într-un weekend am avut 14. 14 într-un singur sfârșit de săptămână. De vineri de la ora 2, la ora 2 până luni dimineață la ora 8. Și îmi amintesc că am pus un ECMO, inima artificială, după ce făcusem două de pe la miezul nopții până pe la 3 și după aceea a venit un tânăr la care se pune ECMO, pe la 6 am ieșit din sală. Efectiv tremuram, nu mai știam de capul meu. Deci dacă ar fi să calculăm în acești 15 ani, probabil de ordinul miilor, probabil că un medic nu stă să analizeze și să calculeze aceste aspecte. Da, de ordinul miilor, pentru că tot asta cuțită și prevenția. Faptul că depistezi un pacient care este preinfarct și îl stentezi, îi anulezi posibilitatea de a face un infarct peste jumătate de ani și să moară acasă. Deci tot salvare de vieți, dacă vreți să o luăm așa, doar că acut, ce să zic, câteva sute. Domnule doctor, dacă ar fi așa să facem o radiografie, o fotografie a ceea ce a însemnat, ce au însemnat acești 15 ani petrecuți în Germania, care e sentimentul, care e starea care vă încearcă, gândindu-vă retrospectiv la cei 15 ani? A fost perioada în care ați învățat, în care ați parcurs atâtea etape, în care a venit și această încununare și a muncii dumneavoastră, acest atestat. În Germania ați lăsat, ați avut tot ceea ce și-ar dori omenește un om, un medic. Ați fost șef de secție, familie, tot ceea ce v-ați casă, putea dori, casă și așa mai departe, mașină, toate condițiile. Mașină, acoperiș deasupra capului. Grădină, ca să veniți pom. În locurile natale, nu v-ați întors în Brad, v-ați întors în județul Hunedoara, însă, unde aveți planuri mari, ați venit cu gânduri mari. Care a fost momentul în care a spus, eu trebuie să mă duc înapoi în România și să schimb acolo ceva? Da, nu știu dacă se aplică și la medicină midlife crisis. M-am întors, tot am spus în interviuri că m-am întors pentru că am avut o nuntă importantă la ceva neamuri. Și soția și fetița n-au putut să vină și am fost la acea nuntă, apoi am venit la Deva, am întâlnit cu prieteni din copilărie, foști colegi de clasă generală, oameni pe care ne-am văzut de mult și medici, foști colegi de la facultate. Am avut o săptămână, o grămadă de întâlniri și am început să cunosc un pic și din factorii decizionali, de pe la diferite structuri, să fiu prezentat, să discutăm și la un moment dat mi s-a pus în față o statistică a infarctelor pe județul Hunedoara din 2019, cred că era, că după aceea, după pandemie, probabil că nu s-a mai făcut sau se va face, dar știu că din 2019 era o statistică în cifre, în Excel, deci nu povești, cu 577 de pacienți cu infarct și din care mai trăiau acum, când am fost la respectiva nuntă, 20 din 577. Deci din 577 de hunedoreni care au suferit un infarct, 20. În momentul, la distanță de 2-3 ani, mai trăiau 20 de persoane. Și atunci a fost un moment, să zicem, de revelație, pentru că mi-am dat seama că în Germania e totul prea perfect din punct de vedere cardiologic. Nu vă imaginați că câinii cu covrici în coadă, dar din punct de vedere cardiologie intervenționale sunt la nivelul americanilor. Deci, nu știu, în Germania am înțeles că München se cateterizează într-un an cât în toată Italia. S-a făcut o statistică. Acum nici așa mult nu e neapărat musai, da? Și m-am gândit, dacă eu plec de acolo și îmi las și fia de secție, în locul lui Golcea vine Müller. Adică, chiar dacă nu-i Müller așa de bun ca și gol, ce nu mai contează. În poate că face radiologie intervențională. Sau e la fel de, poate mai bun.
În schimb, dacă nu pleacă Gorcea, cine știe câți ani mai trec până face cineva ceva. Există un secret. O să vă întrebați cu siguranță de ce n-a făcut și altcineva sau de ce nu vine cineva să facă acest proiect. De ce trebuie să vin eu? Tocmai eu. Aveți și răspunsul? Da, am și răspunsul și asta nu are legătură neapărat cu mine ca persoană. Un astfel de proiect, dacă îl faci și nu ai minimum de experiență, adică peste vreo 5.000 de intervenții, eu am peste 10.000, și vii și îl faci singur, e o mare prostie. Pentru că una este să lucrezi într-un centru universitar, să fii unul dintre cei 5, 6, 7, 10, la Târgu Mureș, la Cluj, la unde vreți dumneavoastră, unde se intre 2-3 la sală când se întâmplă ceva, unde se intre unul mai experimentat decât celălalt. Și altul pe este când să... aici sunt intri singur. Sunt singur. Nu înțelegi nimeni ce fac. Momentul care intru în sala mea de plumb și dau drumul la radiații... Ați fost conștient de acest risc? Sunt conștient și abia aștept, pentru că am ajuns la maturitatea respectivă din punct de vedere intervențional. Și de asta m-am hotărât, pentru că eu știam în ce mă bag și este un risc prea mare să faci o sală de intervenții când poți să-ți deschizi un cabinet cu un ecograf, ai 10-15 pacienți pe zi, o duci bine. Ați ales varianta mai grea, cea mai dificilă. Pentru un oraș. Dați-ne detalii. Ce înseamnă, spuneam la început în introducere, că ați venit hotărât să reduceți pe cât posibil numărul deceselor din cauza infarctului. Vedem statisticile, vedem cifrele. Asta este o parte din ceea ce fac eu. Asta este partea de urgență. Așa se și numește clinica de urgență cardiovasculare, dar asta nu înseamnă că ziua când nu sunt infarcte, nu avem și pacienți selectivi. Pacienți care au un test de efort pozitiv, care au durere în piept, care au deja tulburări de cinetică în ecografia de cord, care au fracție de ejecție redusă, adică ghișe percăcei, clar că au cardiopatie ischemică și peste tot scrie cardiopatie ischemică în observație. Îmi vine să șir, pentru mine asta e nou în România, eu nu am făcut medicină în România, numai facultatea, cardiopatie ischemică în observație. În Germania se spunea Verdachtauf, că acad, Verdachtauf înseamnă presupunere de, traducere directă. Aici zice în observație. Și tu mă gândeam, oare cine observă? Că e în observație și cine observă? Cine observă, da. Nu am făcut medicină în România, am făcut doar facultatea. Cum arată sistemul medical? Cât de mare e prăpastia între sistemul medical din România și cel din Germania, dincolo de infrastructură, dincolo de spații, care probabil sunt mai moderne, sunt mai în pas cu vremurile? O să vă surprindă răspunsul. Am întâlnit aici medici mai bine pregătiți, specialiști. Adică discutând despre pacienți. Asta ni se confirmă ori de câte ori medicii aleg să plece în străinătate, sunt apreciați, da. Și vedem ce rezultate excepționale au acolo. Păi la Regensburg tot povesteam la interviuri că am fost singurul român din toată clinica aia de 1500 de paturi, atunci acum sunt mai mulți, și pe aceeași coridor era, mă întâlneam foarte des cu un profesor care e șef de secție la chirurgie viscerală, o somitate din Cluj, profesorul Pizo. Dânsul a operat pe solistul de la Iris, care s-a și mutat în Regensburg. Și i-am și în clinica respectivă și tare mă mândream că îl știu și eu pe proful Pizo și că vorbim în română pe coridor, adică, na, o somitate, eu n-am rezident. Și, într-adevăr, sunt apreciați românii dincolo, dar, repet, am venit în martie și am avut contact cu sute de medici deja și m-am rămas destul de plăcut, surprins, să văd cât de bine pregătiți sunt și nu mă așteptam să nu fie bine pregătiți, iar partea de dotări depinde despre ce specializare vorbim. Vreau să vă spun că dacă eu aș căuta un nefrolog bun, cu siguranță aș găsi mai repede în România decât în străinătate. Sau un neurolog. La neurolog îi trebuie un ciocan, electroencefalogramă și deja pune un diagnostic. Pentru că, în schimb, la cardiologie intervențională se extrem de scumpe materiale și dacă nu le ai, nu poți să fii bun. Aparatele. Sârmele, stenturile, microcatetrele, catetrele ghiduri, tecile și. Deci, Atunci ce nu funcționează în sistemul sanitar din România? Care este de fapt problema așa la o primă impresie văzută prin ochii unui om care a văzut multe în cei 15 ani în Germania? Eu pot să vorbesc despre domeniul meu. Eu cred că domeniul meu nu s-a înțeles suficient de bine. Am avut întâlniri cu tot felul de oameni din diferite pături sociale. Ba am fost prezentat, ba întâmplător, de la temirce patroni și oameni super bogați care au temirce companii și din diferite orașe, nu neapărat din Hunedoara,
și care m-au surprins la masă discutând, una dintre întrebări a tot timpul, dar de ce mergi la Hunedoara și nu mergi la București, că tu ești... Și a doua era, eu dacă am nevoie de medii, mă duc la București colo sau mă duc la Seget sau... Și atunci am explicat că indiferent că Spania are, dacă vine la Brad în vizită la mine și face un chef și face infarct, nu ai nicio șansă să ajungă. Nu înțelegea. De ce să nu am nicio șansă? Că eu sunt cel mai bun. Nu are nicio importanță. Știți, pandemia asta ne-a demonstrat că poți să ai câți bani îți dorești, că până la urmă au fost oameni foarte bogați cu situații financiare foarte bune care n-au reușit nici nu era nevoie de pandemie. Facă față în lupta cu virusul nici ăsta. Nu era nevoie de pandemie ca să fii modest și să-ți fie frică de Dumnezeu și să nu te gândești numai că ai bani și atâta. Ideea nu era nici măcar de bani, era vorba de mentalitate. Prima întrebare, de ce te duci colo? Și de ce mergi colo? Și de ce mergi la Hunedoara? Ce le răspundeați? Ce le-ați răspuns celor care v-au întrebat de ce ați ales Hunedoara? Răspundeam în glumă, am zis că organizez niște autocare să ne mutăm toți în București. Că atunci n-ar rost să... După ce să mă duc în București, mă duc la Berlin atunci. Ce sens are să mă duc? Adică, într-un centru universitar, puteam să rămân în Germania. Adică, ce să construiesc? Și totuși, de ce ați ales Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara? N-am căutat mult. Neștiind niciun spital, nu fusesem în niciunul, nici undeva, nici în Brad n-am mai fost de când eram student, aveam nevoie de un spital cu o infrastructură bună, cu foarte multe specializări, mă rog, pentru că pacientul meu cardiovascular n-are numai inimă. Îi se pot strica valoarele de la creatinină, am nevoie de un nefrolog, poate să aibă un sindrom neurologic pe masă, poate din cauza viscozității, substanțe de contrast, să facă un accident vascular scurt, un TIA, un ischemic tranzitoriu. Am nevoie de un neurolog să-mi confirme, pentru că nu pot să fiu neurolog. Poate să se acutizeze, să intre într-un șoc cardiogen, pentru că este foarte bolnav și este un high risk PC. Am nevoie de anestezist, dar am nevoie acum. Deci dacă vine peste un minut, moare. Și am nevoie acum. Ca atare nu poți să deschizi și lumea nu înțelege lucrul ăsta. Mulți zic, păi, de ce deschizi la spital? Te va asocia lumea, nu știu ce spital, oricum mi se interesează. Te-ai înfermător. Eu dacă, să zicem, printr-o dată, cu fonduri europene, să mai știu ce câștigi la lotă sau nu știu ce vezi noastră, deschid lângă mall la Deva. Atunci trebuie să-mi iau și anestezii, și nefrolog, și neurolog, și ortoped, pe toată lumea. N-am vorba de echipa medicală. Păi, bineînțeles, pentru că omul ăla nu vine numai pentru cateteri și are numai problema cardiovasculară. Un pacient cu probleme cardiovasculare are și diabet, are și neuropatie și nefropatie și trebuie să fii atent, trebuie să-l urmărești după aceea. Îi se poate strica funcția renală post-intervenție. Găsit la Hunedoara toată specialitatea. Toată ecuația. Dar asta nu înseamnă că la Deva nu sunt. Deci numai să ne înțelegem bine. A că fost deja, o alegere, o decizie. Efectiv, eu așa sunt. Dacă mă duc la un frizer bun și îmi place de la mă duc tot timpul. Când mai lucră, trebuie să-l schimb. Adică așa. Și m-am dus, am fost primit cu brațe deschise, echipă faină. Ne-am auzit pe Zoom de câteva ori, după ce am plecat pe în Germania, am mai venit de câteva ori, mai lucrat la proiect. Iar din martie sunteți angajat al spitalului. Da, hotărârea e un pic ciudată, pentru că în mod normal trebuia să vin când deschidem. Mai am un coleg care e asociatul meu și care mă va ajuta, nu sunt chiar singur, că nu aș putea, doctorul Mischie, el e din Gorj și a promis tatălui său pe pat de moarte că se va întoarce în România. Dar ne-a promis dacă de tot sau nu. Și atunci a găsit o formulă, se întoarcă cu mine să vină o săptămână pe lună sau două, depinde de să necesar. Să fie parțial prezent. Da. Și dânsul este intervenționist, e în Franța, lucrează la un spital destul de renumit, face proceduri complicate și el în Paris, din cât am înțeles. E prezent la toate congresele, am fost de curând împreună la Târgu Mureș, la domnul și doamna profesor Benedec, la un congres. E foarte bine cotat ca zice intervenționale și mă bucur că s-a asociat cu mine pentru că am nevoie de power și el va vine o săptămână pe lună. Și am fost cu el și la Hunedoara, ne-am prezentat, am făcut un proiect, ce ne ambiționează, de ce vrem să facem și încet, încet am început să înțeleagă directorul spitalului, toți factorii decizionali, exact ce se întâmplă. Și aveau și exemple deja, prieteni comuni care deja au murit și se tot întrebau, a murit cu tare, dar nu înțeleg de ce că el a fost deja stentat. Știi? Ideea e felul următor, că o să urmeze și întrebarea asta, probabil, doar înainte. Ei ajung. În sensul că depinde ce coronare e infundată. Eu mă vorbesc doar de coronare, cu toate că am mult mai multe specializări, dar asta e. Deci,
Dacă e RCX-ul, coronara laterală, sunt mai multe șanse de supraviețuire, pentru că încă inima mai are niște colaterale și celelalte artere sunt deschise. Deci depinde cât de mic e teritoriul deservit de acea arteră care e efectiv închisă. Asta și Dumnezeu permit pacientului să reziste până la Timișoara. Dar până acel pacient este văzut de un medic urgentist din Brat, spre exemplu, până el își dă seama că are infarct acut de miocard. Dacă nu vine pacientul și zice, trebuie să fie evaluat. Se trimite acel EKG prin fax la Deva. Deva îl preia. După ce îl preia Deva, se trimite acel fax la Timișoara. Timișoara spune, avem deja 3 de la turnul Severin. Suntem la Cluj. Avem deja 3. Sau are și COVID pacient atunci, n-aș putea de tot că n-au locuri. În final, îl ia Târgu Mureș. Până ajunge, trec vreo 12 ore. Orice stentare peste 3, maxim 6 ore, oricum, în mod ideal, e jumătate de oră. Deci eu când o să fac permanență, indiferent pe unde sunt, în mall, la cumpărături, când vine infarct, mă duc la mașină și am plecat. Acești pacienți care merg după 12 ore, bineînțeles că tu poți să-i stentezi, pentru că stenoza respectivă sau vasul a închis, el e încă închis. Poți să-l deschizi cu o sârmă, trombii sunt încă destul de recenți ca să treci cu o sârmă cu un ghid uzual și nu cu un ghid scump, ceea ce e mai dificil. Deci nu e un cronic total occlusion, e o ocluzie de ieri. Și eu o fac astăzi. Ei, cu siguranță reușesc să recanalizez, să-i dau un flux și să-i pun un stent. Dar e cosmetică, pentru că mușchiul deservit, porțiunea aceea deservită, depinde de teritoriu, e moartă, din punct de vedere electric. Despre asta vorbim. Și consecințele sunt o listă de medicamente de nu știu câte, 5, 6, 7, la un pacient de 40-50 de ani, concediu medical, am înțeles, un an, când ai făcut infarct, ce naiba, și pensionare. După un an de zile, pensionare. Da. Și peste câțiva ani, în general sunt 10, în regulă, în jurul acelei cicatrici, să numim așa, se formează un fel de scurt circuit, hai să numim așa, în care impulsurile care pleacă din nodul sinoatrias pe atrioventricular, fascicului și rețeaua purchinie, ele au un traseu. Ei, când ajung în locul ăsta, trebuie să-l înconjure, pentru că e mort electric. E ca o bucată de lemn, nu? Și atunci, înconjurându-l, cândva se formează un scurt circuit și duce la fibrilații ventriculare. Și automat, pacientul cândva trebuie să pună și un defibrilator. Deci este o catastrofă pentru sistemul sanitar. Dacă ajungeam jumătate de oră, nu era nici la pensie. De costurile pe care am zis o catastrofă pentru sistemul sanitar. Pentru el ca pacient, pentru lifestyle-ul lui, pentru familie, și dacă nu-i mort. Dacă nu-i mort, dacă e mort, nu. Și atunci... Așa se explică de ce în 2019, din cele 577 de cazuri de pacienți cu infarct, la 3 ani distanță mai supraviețuiseră 20 de cazuri. Că lumea încântată a fost la Timișoara, a fost la Cluj, a reușit să ajungă, e bine. O fi bine, dar el nu ajunge la 80 de ani, la 70 de ani. Ba, mâna în foc. Cum se întâmplă în Germania? Care este diferența de abordare? Pentru că acolo rar auzi de un pacient care să fie pensionat că a suferit un infart. Nu e nimeni pensionat că a suferit un infart. Nu că rar, nu există. Sunt accidente, în sensul că un pacient face infart pe porta de schi și până le iau timil de vreme, dar în mod uzual, fiecare spital care are cardiologie intervențională, nu neapărat cu 4-6 săli, cum în spitalele în care am fost eu, este și cu o singură sală. Spitale mai mici, spitale regionale, sunt la o distanță de 30 de kilometri, 40 de kilometri între ele, maxim 50. Și există un Herzinfarkt-Netz, rețea de miocard, de infarct de miocard, și care se transmite exact din ambulanță. În momentul în care medicul de pe ambulanță a făcut EKG, merge prin LifeNet, direct în urgența, cea mai aproape, care este Angemeldet, care e anunțată la 112. Deci eu, spre exemplu, am avut situații în care angiograful nu a funcționat, din motive tehnice. A trebuit să sun să spun că pentru 3 ore să nu mă trăiesc cu pacientul acolo, să piardă timpul. Și eram Abgemeldet. Știau că eu nu fac. Și atunci mergea la următorul, care era încă 10 minute de mers. Nu imaginați că... Și un infart ajungea în vorbim maxim de 12 ore, cum dădeați exemplul ipotetic a unui pacient din Brad care ar fi trebuit dus până la Târgu Mureș. Cum va arăta cardiologia intervențională la noi? În viziunea dumneavoastră, în viziunea celor de la Spitalul Municipal Hunedoara, și când se va întâmpla acest lucru? Ce vă propuneți?
Cum să arate? Bine. Poate să fie ori bine, ori foarte bine. E o investiție extrem de costisitoare, sunt foarte multe aparate, e efectiv sală de operații, hibridă, sunt cabinete, sunt 400 metri pătrați, personal, un angiograf costisitor, e multe lucru până deschidem, cei de la spital sunt foarte ambiționați și ne vin în întâmpinare cu tot ceea ce e nevoie, mie și echipe mele. Și cum va arăta? Va arăta foarte bine în sensul în care, în momentul în care deschidem, suntem funcționali, cel puțin atât cât eu rezist și pot singur și când vine și doctorul Mischiu și poate cooptăm și alți colegi de prin Timișoara sau Cluj sau depinde, să facă un pic de permanență, cel puțin pacienții din județul nostru, care efectiv sunt refuzați în alte centre pentru că n-au loc sau depinde de caz, să fie făcuți la Hunedoara, să fie internați prin UPU, pe cardul lor de sănătate, nu te poți să cer bani la un pacient care pică pe stradă. Și să vedem cum o rezolvăm cu costurile sau să aplicăm pentru acea program în Ministerul Sănătății. Asta rămâne de văzut. În orice caz, eu cred că vom fi funcționali cel târziu la 1 decembrie de Ziua României. Așa ar fi o... Așa v-ați propus. Da, păi tot ne-am propus ba octombrie, ba noiembrie, dar e bine să începem bine. Deci anul acesta se întâmplă cardiologia intervențională la Hunedoara. Da, și să știu că fac în piață primul pacient, se întâmplă anul ăsta. Adică nu noi am timp. Făcut toate demersurile. Timpul înseamnă vieți. Da. Timpul pierdut, da. Cu cât trec mai multe luni, da. cu cât pierdem timp, înseamnă vieți pierdute. Da. Eu, profesia și ceea ce am învățat și pentru ce sunt specializat, eu fac deja. Eu operez la Sibiu, de trei ori pe săptămână. Am deja o colaborare cu Spitalul Premier din Timișoara la privat, unde au pacienți de disabilitate, am un punct de lucru al clinicii de intervenții cardiovasculare, un punct de lucru de consultă de Jandeva. Mie nu-mi lipsește activitatea. Singura... Cu greu v-am prins, alergați între două cabinete în încercarea de a vă face și această emisiune. Da. Sunteți foarte solicitat în perioada asta și probabil vă solicită și ceea ce se va întâmpla la Spitalul Municipal. Sigur, cu siguranță. Da. Și până în momentul în care deschidem, trebuie să fac intervențiile astea în altă parte și deja transferăm la Sibiu din spital dumneavoastră la pacienți cu că mai există o parte de infarcte care este un pic mai subacută. Și pacienții ăștia nu ajung deloc într-un centru universitar, că nu au locuri. Acelea NSTEMI, în care, după guideline-uri, sunt maxim 72 de ore, ai la dispoziție să faci acel pacient, să faci cateterism cardiac. Și pacienții ăștia, în general, când sunt la noi în spital, îi transferăm la Sibiu și eu plec de la Hunedoara la Sibiu și le fac intervențiile și sunt toți bine. Mai vin pe la privat să mulțumească, mai ne întâlnim prin oraș, chiar ok. Domnule doctor, bolile cardiovasculare sunt pe primul loc în România la boli în topul bolilor cauzatoare de moarte și asta pentru că multe vor spune că nu se face suficientă prevenție. Cum ar trebui să arate prevenția? În ce măsură, nu știu, alocați poate o parte din timp acestui aspect? Cum intrăm cumva pe un făgaș normal și să facem și noi ceea ce fac toate statele europene dezvoltate și anume mai bine previi decât tratezi? Făgașul normal nu prea există, dar în mod cât se poate de simplu, orice pacient, orice om care trece de 30-35 de ani, trebuie să fi fost măcar o singură dată în viața lui la un cardiolog, să fi făcut un ecograf de cord, un EKG și să-i se fi luat o tensiune. Asta ține de check-up, care se poate face la orice medic, specialist, cardiolog, în fiecare oraș sunt câțiva. Tot am încercat să explic, mai ales celor tineri, că nu este necesar să mă caute pe mine, pentru că am altă gamă de pacienți care au nevoie de intervenții și care au nevoie de preconsult pentru a putea interveni. Și cu toate astea vin și tineri și dacă vin, îi primești și consult și le dau mâna și le spun că sunt sănătoși. Asta e prevenția. Acum, nu știu unde e exact problema, dacă medicul de familie nu sfătuiește pe pacient, ar trebui el singur să ia decizia asta, să meargă la cardiolog.
În orice caz, prevenția este foarte simplă. Un ecograf care durează 5 minute, un EKG și o tensiune care durează 5 minute. Și dacă ai o problemă, mergi mai departe și o rezolvi. Și, în general, pacienții mei au... O dată pe an, cel Nu, eu mă refer să o faci cel puțin o dată să fie făcută. Și dacă nu este absolut nimic, poți să faci peste 10 ani din nou. Dar măcar o dată să-ți faci un check-up. La fel cu partea de gastroenterologie. Orice pacient, orice om care trece de 40 de ani trebuie să-și facă o gastroscopie și o colonoscopie. Pentru că numai așa previi toate cancerile. Adică e o chestiune de civilizație. Nu merg numai când mă doare stomacul sau merg numai când mă doare inima. Că atunci poate să fie prea târziu. Chiar dacă n-am făcut un infart, dar deja mă doare la fiecare efort minim inima și mi-am redus efortul pentru că știu că e nașpa treaba. În momentul în care ajung pe masă, nu mai cum să-mi pună stenturi, intervenționistul mi-a dat 20-30 de stenturi. Și am dă la chirurg de chirurgie cardiovasculară, am o fracție de ejecție redusă și nu mai fac mai lucruri. Domnule doctor, suntem pe final, ultimele 2-3 minute de emisiune, a zburat timpul. Vreau să vă urez succes în activitate. Mulțumesc. Unde vă găsesc pacienții exact? Cei care chiar au, spuneați, cei tineri și care nu știu că, știu că nu au probleme foarte grave. Nu mai știu adresa din strada Cernei, cred. E cabinetul privat care e aferent clinicii care acum e în construcții. Și sunteți unde... activ și pe rețelele de socializare, spun lucrul ăsta, pentru că acolo găsesc toate informațiile și filmulețe și informații. Să știți că asta trebuie să mai spun. Am încercat și pe rețelele de socializare nu să-mi fac mie reclamă, ci să fac pacienții să înțeleagă care e adresabilitatea. Și tot timpul le-am explicat exact cum mergi, de exemplu, la ortoped. Îl sun că te doare genunchiul, nu te programează la artroscopie, te programează să-ți vadă acel genunchi și să hotărască dacă e de operat clasic, dacă e de artroscopie sau dacă te poți în ghip sau dacă nu-i de nimic. Și trebuie să existe chestia asta de cernut. Nu poți să accepti pe cineva pentru că scrie pe Facebook eu am nevoie de un stent sau mi-aș dori unul. E noaptea minții. Deci trebuie undeva să-i triezi. Și ne-am gândit la Deva, e cât mai central și o grămadă, deja plin. Da, nu degeaba spuneam bolile cardiovasculare pe primul loc în topul nedorit, da, al afecțiunilor care ucid în România de astăzi și la nivel european este undeva acolo pe primele poziții. Acolo e lifestyle-ul, acolo și eu lucram de la 7 dimineața la 7 seara. Ce lifestyle, acolo nu e neapărat că nu există prevenție și că nu e... Că alți factori care vor să regăsesc alți în România. Alți factori. Așadar, undeva la 1 decembrie, sfârșit de an, în tot cazul cardiologie intervențională la Hunedoara, așteptăm neapărat să fim prezenți acolo și să eu ne țineți la curent, da, cu evoluția acestui proiect. Felicitări încă o dată pentru ce faceți acolo. Mulțumesc pentru prezență, doamnelor și domnilor. Dumneavoastră vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă doresc un sfârșit de săptămână excelent. La revedere! Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii Catena. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii Catena. Consiliul Județean Hunedoara organizează în perioada 28-31 iulie 2022 festivalul Opera Nights, 29 iulie Cavaleria Rusticana și Paiațe, Castelul Corvinilor Hunedoara, 30 iulie Rigoletto, Castelul Corvinilor Hunedoara și 31 iulie La Traviata, Curtea Interioară, Consiliul Județean Hunedoara. Opera Nights 2022, un regal de operă.
Individul este cercetat pentru omor calificat pentru că ar fi aruncat-o pe tânără avocată și ea de la etajul 6 al blocului în care locuia. Vorbim despre o ipoteză ce a prins contur abia acum, la un an de la tragedie, pentru că inițial moartea femeii a părut mai mult accidentală. Și mergem chiar în aceste momente la colega mea, Andreea Borboro. S-a urmărit acest caz încă de la început. Andreea, bună ziua! De ce abia acum au ajuns anchetatorii la această pistă?